numărul lui l-a pus. Numărul lui, te pup eu. Numărul lui. Deci, Adriane, de la 1 la 92, Pio Vacari a ales 25, numărul lui după tricou, care joacă Băluț acum cu el. Numărul 25 a câștigat un tricou al lui Darius Solaru cu semnăturile tuturor jucătorilor și a avut noroc, norocos, cine o fi 25, norocos. Da. Așteptăm puțin să se termine. Băieții, stați să vă mai arăt și faze. Auzi? Ai numărul? Agente de jugadore. Ah, vale. Si que va por ahí. Ni por ahí. Haideți să mergem și mai încolo, puțin. Să arătăm. Pero Piu Vacari, Rosescu și Bărlici. Bă, dar nu-l văd pe Înghezana. Ah, ba da, uite la acolo. Da, acum l-am văzut. Asta e la diferență între Am o rugăminte. Vă rog să dați distribuiri pentru că e foarte bine ca toată lumea să audă cum ce avem de făcut mâine și pentru luni. Da, domnilor. Hai să facem hai să urce ușor așa și să urce live-ul. Distribuim și noi frumos.
Da, se filmează și cu drona și de-aia nu puteam să vă arăt anumite faze pentru că se filmează cu drona de către club și prioritatea numărul 1. Da, domnilor, haideți să începem pentru mâine. Mâine toată lumea să vină la stadion cu 2 ore. Este vorba de peste 45.000 de oameni. Mai sunt bilete la tribuna a doua, la inelul 3. Mai sunt bilete la tribuna 1, inelul 3. Și pare mi se că la VIP 2 și VIP 3. Nu mai sunt foarte multe. Mâine vor fi casele deschise, am înțeles, de la ora 12 sau 11, ceva de genul, 11-12. Bilete la peluze nu mai sunt. S-au vândut toate biletele la peluză, și la peluza noastră și la peluza cealaltă. Rugămintea mea la dumneavoastră este să veniți cu steaguri, eșarfe, îmbrăcați în negru jos în peluză, pentru că știți foarte bine, astea sunt regulile peluzei. Eșarfe, cât de multe, pentru că vrem să facem un spectacol frumos cu eșarfe și steaguri. Nu contează dimensiunea, steaguri mari, steaguri mici, nu contează, veniți alături de noi, alături de echipă, să încurajăm echipa cât putem de tare, să vină alături de noi în ceea ce cântăm și tribuna 1 și tribuna 2, ceea ce știu că tribuna 2 întotdeauna a fost alături de noi, întotdeauna a cântat alături de noi, chiar și tribuna 1, dar mai subțire tribuna 1. Important este ca noi să ne încurajăm echipa. Singurii care sunt accidentați, care nu pot juca și nici pe bancă, nu stau, sunt Tavi Popescu, e piticuțul meu, care săracul cred că mai stă o lună și ceva. Cine mai era? Pantea, iarăși am văzut că are o problemă, dar restul toți sunt apți. Avem Înghezana, e bine, îl văd pe teren. Bărligea, sunt toți bine. Olaru, o să mă apropii puțin să vă arăt cam ce fac ei. Bine, nu o să vă arăt foarte mult pentru că acum se așează în teren. Sunt anumite lucruri care nu pot să vi le arăt mai aproape decât ar trebui, pentru că e o strategie de joc și nu vreau să stric anumite lucruri. Sunt oricum sunt niște condiții care trebuie să le respectăm și nu avem ce să facem. Problema este pentru miercuri, pentru luni, pentru că duminică este votarea și luni la Galați toți suporterii care m-au sunat din Buzău, Vaslui, zona aceea, toți care m-au sunat și m-au întrebat de bilete, toată lumea să vină cu 2 ore înainte de meci, cu 2 ore înainte de meci la stadion și acolo
vom intra cu toții în posesia biletelor. Știți foarte bine, toți membrii cotizanți au biletele rezervate. Nu o să rămână nimeni afară, pentru că nu o să las pe nimeni, indiferent de situație, nu o să rămână nimeni afară. Da? Echipa are nevoie de noi acum. Suntem la o diferență foarte mică de locul întâi, la 3 puncte. Și eu spun că lucrurile vor intra în normal, să venim pe primul loc acolo. Cu siguranță, într-o săptămână, două, avem șansa să venim pe primul loc, să terminăm anul pe primul loc. Dacă nu era acel eșec la Botoșani. A, da, uite, îl văd și pe Baba, la fel și Baba accidentat. Din ce știu, Baba, parcă am înțeles că intră pe două săptămâni. Da, uite-l și Pantea, da? E și Pantea, dar numai că ei văd că au voie să lucreze cu mingea. Uite-i acolo, las ca să vi-i arăt. Da? E Pantea și acolo în spate e Baba. Da? Băluță și cu Tavi Popescu sunt la sală, n-au voie să lucreze, că au piciorul într-un bandaj, o atelă de-aia portabilă. Rest, toată lumea la antrenament, din ce văd eu aici. Ia să vedem. O să încerc să mai mă apropii un pic, să vă mai arăt ceea ce nu prea am voie, dar pentru voi lucrurile. Lucrurile bune se fac pentru oameni buni. Da? Hop. O să încerc foarte puțin să fac un zoom. Da? Nu foarte mult. Mai vă las o fază, două și gata, că nu am voie. Deci, domnilor, ăsta e antrenamentul echipei. Trebuia să mai facem și noi un live de la echipă. N-am mai făcut de mult. Vom vedem, mai stăm că să mai vorbim și cu un jucător 2, ca să simtă și ei presiunea de mâine. Să simtă că joacă cu 45.000 de oameni în spate și să-și dea viața pe teren. Pentru că dacă luăm cele 3 puncte, suntem și cu siguranță vom merge în primăvara europeană. Acum șansele sunt 50-50, pentru că mai avem 3 meciuri. Este imposibil să nu luăm în 3 meciuri și noi măcar 2 puncte. Pentru mâine important este să luăm cele 3 puncte. Nu ne-ar deranja dacă facem și un egal. Acum vedem despre ce este vorba.
Când dă mesaj. Da? Deci s-a terminat prima repriză. O să mai trebuiască să stăm și noi 10 minute, un sfert de oră, până să termină, să termină antrenamentul. Uite, vedeți dacă dați distribuiri. Uite, cum intră lumea. Ușor, ușor. Intră lumea și... se informează ce avem de făcut mâine și luni, în special. Pentru că trebuie să fim lângă echipă la Galați, trebuie să fim lângă echipă mâine, că mâine joacă Steaua, nu? Și dacă mâine joacă Steaua, trebuie neapărat să fim acolo prezenți. Steaguri, eșarfe, fulare și negru. Da? Și mai am o rugăminte la toți suporterii și mâine voi anunța la stație. Vă rugăm foarte mult la ieșirea din stadion să fim foarte atenți, pentru că poate cineva să facă vreo chestie de genul, să înceapă să cânte cântece de Rapid, cântece de Dinamo și riscăm o suspendare. Așa că cel mai bine e să fim foarte atenți. Nu avem nevoie de aceste cântece în Europa. Nu avem nevoie de să luăm vreo interdicție sau să ne o suspendare, pardon. Nu și are rostul. Haideți să vă mai întorc, pentru că acum se joacă, e ultima repriză și se joacă la mare ambiție. Dați un pic, să dau pe zoom. S-a făcut semn să nu mai dau din faze, dar nu e o problemă, mai stăm puțin, mai arătăm iarăși din nou, nu e problemă. Păi Crețul ăsta e inima echipei, e jale cu el. E Bărligea în formă. Bărligea e în formă, să știți că... poate vrea Dumnezeu mâine să o arunce nații. Acum vedem. Vedem cum stă treaba. Haideți că mai e un pic și se termină. Mariuse, ia-ți ăla cu tine. Da. Mai stăm un pic și după aia vă mai arăt două, trei faze cu ei. Trebuie să se termine. După aia ușor așa luăm pe Olaru să ne transmită, că de câte ori ne-a transmis Olaru câte ceva, a fost cu noroc. Olaru și... poate le iau și pe Bârlige. Vedem. Hai să vedem. Hai că mă bag mai așa în colțul ăsta aici.
Să întoarcem camera. Hop. Da, da, Titi, îți dau după ce ies din live, îți dau, Titi, fără probleme, da? De stai liniștit că îți dau. Îți dau urmărire după aia, că sunt în live. Nu știu să dau când sunt în live, nu știu să dau urmărire, Titi. Da, Titi, îți dau după aia. Nu se pune problema. N-am... Nu prea știu eu, nu prea stăpânesc bine cu... dat urmărire în timpul live-ului. Dar rest nu e o problemă. O rezolvăm. Da, domnilor. Mă, nu știu ce e. Meciuri nu fac, băieți, că nu, noi nu suntem cu tap-tapul, cu de-astea nu avem treabă. Eu TikTok-ul ăsta îl țin, că altfel l-aș închide mâine. Nu mâine, chiar azi. Numai că avantajul meu e, așa mi-am ținut suporterii alături, așa au fost informați tot timpul, numai cu lucruri de-astea în direct. Da? Nu cu minciuni. Înaintea tuturor. Amintesc ceva în momentul în care m-a trădat pe mine candidând la alegerile prezidențiale. După ce l-am făcut europarlamentar. Dar acum să vii, să contești rezultatul alegerilor când tu ai luat 1%, păi nu contest eu. De ce? Ia scrieți-mi dacă mai mă aud. Îmi scrieți și mie dacă s-aude? S-aude, da? Acum, da, da, pe, a sunat cineva. A sunat cineva și... Mersi, mersi. Dacă nu... Nu se mai auzea nimic, auzeam pe altcineva, cred că tot din asta. Băieții, antrenamentul s-a terminat. Așteptăm și noi să luăm repede două vorbe de la Bărligea și de la Bărligea și de la Olarică, ca să plecăm, să ne vedem de treabă și mâine să fim prezenți lângă băieții acolo, da? Imediat, așteptați un pic. Băi, rămâi acolo. Și când ies, ai marker? Hai, și ai? Așa stai acolo și... S-a terminat antrenamentul și stai acolo și îți semnează. Da. Vrem să semnăm un tricou pentru ce știm noi să facem. Pentru un lucru caritabil. Pentru cineva care are fetița bolnavă. Și o să luăm un tricou original și să îl scoatem la licitație, că omul are nevoie de bani pentru copil. Este vorba de un prieten de-al nostru și trebuie să îl ajutăm
cu tot ce trebuie. Este lista al nostru și mai vine unul care odată o să-i dau treaba lui. Da? A ieșit cu... Nu, ești pe partea asta, că sunt... A ieșit cu ceva și a început el, că nu știu ce. Ia zi, mă! Uitați-mă cine... Sufletul. Sufletul, mă! Cei mai tari steliști. Sufletul. Adevărați, suporteri, adevărați. Vă mulțumim că sunteți lângă noi. Mâine este un meci foarte greu și am auzit ce cum să zice, câtă lume o să fie la meci, câți spectatori vor veni, dar voi sunteți cei mai tari și sunt mândru că sunt aici la echipa asta cea mai iubită și cea mai titrată din toate timpurile. Sunt mândru că sunt stelist și fac parte din familia voastră. Vă mulțumim din suflet că sunteți lângă noi și mâine sperăm să vă facem fericiți cum v-am făcut până acum. Mersi mult, Barosane. Doamne. Și știi că tu ești sufletul știu, tribunei a doua și mai, peluzei. Și da? Mai am ceva, că era să uit, doamnă. Vă mulțumesc din suflet celor care mi-ați dat mesaje și v-ați luat din timpul vostru și chiar m-ați impresionat cu mesajele voastre. M-ați făcut chiar și să plâng. Vă mulțumesc din toată inima. Am primit și de la Dinamovi și de la Craioveni și de la Rapidiști mesaje. Asta pentru mine contează. Dar cele mai multe sunt de la voi și vă mulțumesc din toată inima că sunteți lângă noi, că când ne dăm viața pe teren, voi știți cum trebuie să fiți. Vă pupăm, numai bine. Te pup, fratele. Da, mă, e sufletul echipei. Ăsta e... Ai, mă, păcat că are o vârstă mai înaintată așa, dar... Ah, la vârsta lui nu predai pe mulți. E jale cu el. Bătăios, bravo lui. Asta contează cel mai mult. Da, domnilor, nu mai pot să arăt acolo la antrenament. Nu mai pot. De-aia m-am îndepărtat. Pentru că sunt niște lucruri tehnice, tactice. Și nu... N-am cum, m-am îndepărtat de acolo. Se lucrează cu atacanții, se lucrează cu mijlocașii și trebuie să respectăm deciziile clubului, deciziile antrenorului, unde și când putem, nu e o problemă. Dar când trebuie să respectăm ce avem de respectat, pentru că de asta există comunicare, respect între noi, suporterii și conducere. Și atunci trebuie să fim și noi la fel, să respectăm aceleași decizii și să fim cu toții în același tandem, cum se spune. Așa că mâine, până când vor termina ei, cred că în 10 minute, nu știu, sigur, eu n-am știut că e și... antrenamentul ăsta un pic mai tactic. N-am știut și am crezut că mai sunt 10 minute, un sfert de oră din meciul lor, din ambițiile lor, dar văd că mai durează un pic, nu am nicio problemă, n-avem stres, suntem ocupați, că jucăm din 3 în 3 zile și dacă tot suntem ocupați, trebuie să ne facem treaba până la cap. Da. Nu știu dacă am mai uitat să vă zic ceva, dar nu cred. Pentru mâine știți ce aveți de făcut. Am anunțat, o să mai anunț încă o dată acum, bilete la tribuna a doua mai sunt la Inelul 3, bilete la tribuna întâi la fel la Inelul 3 și la VIP 2 și VIP 1, VIP 2 și 3 mai sunt bilete. Câteva bilete, nu știu câte, dar... Din ce am vorbit, mai sunt, s-au vândut 45.000 de bilete până în prezent. Peluzele sunt pline. Inelul 1, Inelul 2 de la tribuna a doua, Inelul 1, Inelul 2 de la tribuna a întâi. Nu știu câte mai sunt la Inelul 3. Dar foarte multe nu, sau cred că s-au fi oprit biletele ca să
scoată și la vânzare la casa de bilete, pentru că așa se face. Da? Și mâine oamenii sunt așteptați la, cred că la ora 11-12 dau drumul la case. Comentariile nu le văd. Nu le văd comentariile, oamenii care îmi scriu, prietenii mei care îmi scriu. Dacă îi dați-mi mesaj în privat și vă răspund. Da? S-a lăsat un pic, s-a lăsat un pic răcoare și e mai greu. Dar sperăm să termine și mai repede, că e cam groasă. S-a lăsat frigul rău. Dar nu contează, rezistăm. Și la minus 5 și la minus 10 rezistăm, că de-aia suntem bărbați. Suntem bărbați, atenție. Nu votăm bărbați, nu votăm gay. O să facem săptămâna viitoare și un live pe chestia asta. Am să votez. Și le dau tot dreptul din lume în momentul în care văd că doi bărbați sunt uniți și unul naște. Atunci vă votez eu. Atunci. Dar nu vreau să intrăm în politică, pentru că mâine avem meci, nu avem noi treabă cu LGBT-ul, cu gay. Noi avem treabă cu bărbați. Cu bărbați. Bă, până vin, ce să mai dau așa și eu câte una de asta, până termină băieții și vorbim cu ei. Niciodată în viața mea, și nu cred că vreun stelist va fi de acord, hai că s-a terminat, vreun stelist va fi de acord să voteze gay. Înseamnă că ne-am nenorocit, ne-am dat țara cu curul sus, cum spun alții. Da? Nu există așa ceva. De acel om, în ultimele două săptămâni, nu se spunea nimic. N-are nicio șansă. E când s-au mobilizat oamenii și au impresia că au votat boții, boții, votează boții la ei în creierul lor. Da? Boții votează și au votat în creierii lor. Și repet asta încă o dată. Și să rămână pe TikTok. Păi știți când vă votez eu pe voi? Când doi bărbați s-au căsătorit și unul din ei naște. Atunci vă votez eu. Până atunci votez un om cerebral, un om care a vorbit despre țara asta și despre România asta și nu despre melodia aia pe la spate. Da? Pentru că n-a ajuns țara asta, bătaia de joc, să o spun pe bune, a bulangiilor. Da? N-a ajuns țara asta niciodată bătaia de joc. N-am nimica cu ei, nu mă interesează, e treaba lor ce fac, nu am treabă cu, nu am dușmănie, nu am ură, nu mă interesează, e treaba lor, e viața lor. Da? Dar niciodată nu voi face această greșeală și nu voi îndemna oameni să voteze așa ceva. Nu. Noi suntem bărbați, suntem oameni, suntem români adevărați. Noi știm să ne trăim românește, pentru că suntem bărbați. Că mai sunt și unii pe stânga, e treaba lor. Da? Dar n-am eu cum să fac greșeala asta, să îndemn pe cineva la așa ceva. Nu. Toți steliștii știu ce au de făcut. Săptămâna viitoare voi face și un live. Da? Să trăiți, domnilor. Voi face și un live special pe chestia asta. Da? Și vreau să spun, cum, Doamne iartă-mă, mă, în urmă cu două săptămâni, nu mai era, mă, pro-rus, nu mai era, mă, legionar, nu mai era, mă, când ați văzut că o aveți
rău la Poponeală, gata, ce a spus. E singura șansa noastră să... Nu! Toți steliștii, toți steliștii sunt bărbați. Bărbați adevărați. Care votează cu ce trebuie, nu cu LGBT-ul, tată. Da? Hai! Hai să intrăm la treburile noastre, că săptămâna viitoare avem de vorbit mai mult despre... bărbații care rămân cocoșați în față. Da, haideți că vin băieții. Și trebuie să vorbim cu cine trebuie să vorbim decât cu... Normal, normal, maestre, nu? Și maestru. Maestre, maestre. O, mă, tu, că nu te iau pe tine. E, iau pe numărul 1. Salutare. Hai. Știi? Vrem așa să facem când e bârli, 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 gol, bârli, gol, bârli, gol. Rămâi pe loc, că tu, și tu ești aici, tu ești numărul 2, rămâi aici, rămâi aici cu noi. Liderul grupului aici. Da? Transmiteți ceva pentru mâine. Suntem 45.000 de oameni lângă voi. Alături de Billy, să dăm încă un gol, să câștigăm și Doamne ajută. Vă așteptăm cât mai mulți să ne susțineți și vă mulțumim pentru toate meciurile frumoase care ați făcut în tribune. Și vrem să vă mulțumim pentru tot și mâine vom da totul cu toții pe teren să avem rezultat pozitiv. Te pupă fratele tău. Da, 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 Pinti, da, știu. Ciao. Știu. Te pup eu. Da. N-avem cum să nu-l luăm și pe capitanul echipei și capitanul echipei ăla, ăla mic, uite de acolo. Ăsta e ăla vechiu. Pentru mâine, Barosane. Vino cu aceștia, cu aceștia, amândoi, amândoi, ca să nu, mai ne, să nu mai ne încurcăm. Haide ca să veniți să amândoi. Să facem o treabă extraordinară. Vă așteptăm. Vă așteptăm. Mâine. Și, știți? Suntem 45.000 mâine. Mâine, hai de muncă. Domnilor, ce să vă mai spun despre echipă, toate bune, mâine, împreună, 45.000 de steliști adevărați. Ne vedem în peluză, ne vedem în stadion, să ne încurajăm echipa.
și atunci nimeni nu mai are nimic de spus. Alții se roagă, Doamne, nu, Doamne, nu, da, Dumnezeu, da, Dumnezeu, da, pentru că așa se întâmplă în viața asta. Așa se întâmplă în viață. Când nu știi... Ah, stai așa, că l-am prins și pe ăsta. Nu aia, când vine una... L-am prins, să mor. L-am prins. Uite-l. Stai, vină cu acesta. Păi, pe acolo nu mai e unde să fugi. Da. Era vorba de un prieten de-al meu. Și... l-am lăsat că... Na. Da, domnilor, deci despre asta este vorba. Mâine usturoi în ochii lui ăia care are dușmănie pe noi și în rest toate cele bune pentru noi și pentru toată lumea. Nu, n-am, da, usturoi în ochii lui ăia care cu ochii pe noi, care se roagă, țin degetele așa, da? Nu trebuie să vă pară rău, mă. Acum vorbesc la modul serios. Și celorlalți care au fost frații noștri, eu n-am.